Strălucirea locului este dată de diversitatea reliefului impresionant. Aici vă puteți bucura de muntele cu peisaje unice, alternanța de pereți stâncoși și plaiuri orizontale înierbate. Dunărea este o punte vie între malul românesc și cel sârbesc. Pe lângă frumusețile naturii, zona este bogată în obiective turistice. Aici puteți vizita chipul lui Decebal, Parcul Național Porțile de Fier format din rezervația naturală Cazanele Mici și Cazanele Mari. Alte obiective turistice pot fi Peștera Ponicova, Mănăstirea Mraconia, dar și Biserica Catolică din satul Eibântal. Părere aveți despre această zonă? Și sunt încântat de zona noastră, e o zonă frumoasă, poate defileul cazanelor, cel mai spectaculos traseu de pe tot cursul Dunării. Foarte mulți turiști vin și îl vizitează. Dacă nu faceți plimbarea cu barca, degeaba ați ajuns la noi în zonă. Cazanele mari doar din barcă se pot vizita. Acolo avem peștera Ponicova, grota Veterani, o replică a tablei lui Seceni, care este necată, iar la ieșire din Cazanele Mici, pe partea dreaptă, pe malul sârbesc, se află tabula Traian, a făcută din ordinul lui Traian, o parte din scris s-a șters de-a lungul timpului, dar încă se poate vizita de pe apă. Zona cazanelor este cea mai spectaculoasă de pe întregul defileu, iar acest loc face anual ca sute de mii de turiști să-și petreacă aici timpul liber. Proprietarii pensiunilor din zona au început deja pregătirile pentru sezonul cald și așteaptă cu nerăbdare turiștii pentru a petrece momente de neuitat. Prin diversitatea peisajelor din această zonă și datorită ospitalității localnicilor, Comuna Dubova va fi cu siguranță și în acest an una din principalele puncte turistice din județul Mehedinți.